Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să ne întoarcem la țărișoara noastră. Sunt convins că ați auzit la știri despre reținerea lui Nicolae Bătălău, vicepreședintele Curții de Conturi, sub acuzații de dare de mită și trafic de influență. Aparent, domnul Bătălău i-ar fi promis 170.000 de eurici primarului unei comune pentru că acesta să-i dea un contract unei firme administrate de o rudă a domnului Bătălău. Adică, și în plus, domnul Bătălău i-ar fi spus primarului respectiv că aranjează el finanțarea lucrării de către Compania Națională de Investiții și cu ceva fonduri europene, din câte înțeleg. Iată cu ce se ocupă un șef la Curtea de Conturi, altfel salariat cu ceva mai mult de 5.000 de euro lunar. Nu e rău. Da, mă, dar e ca în anecdota aia cu scorpionul, știi? Orice îi face, oricât l-ai ajuta, nu se poate abține, mă. Nu se poate abține, trebuie să facă și o chestie de-asta. Vom vedea, desigur, cum va evolua acest dosar. Domnul Bătălău este nevinovat în fața legii până la sentința finală. În acest dosar, eu presupun că procurorii anticorupție au toate dovezile necesare, altfel n-ar risca reținerea unui personaj așa greu. Dar noi să vorbim inițial despre trecutul domnului Bătălău, că mi se pare relevant pentru situația extrem de neplăcută în care se află dânsul astăzi, dar nu e prima. Și sigur, situația foarte neplăcută e a noastră, a contribuabililor care îi plătim salariile de ani și ani de zile deja. Deci domnul Bătălău a ajuns în funcția respectivă de șef la Curtea de Conturi pe linie politică. Cum altfel? Da. La propunerea domnului Ciolacu, președintele BSD, care declara însă, fără să clipească în urmă cu 2 ani, că funcțiile acestea nu sunt politice, în condițiile în care ele se ocupă prin vot politic și algoritm. Dar nu sunt politice, cum? Prin concurs. Așa că Parlamentul... Prin concurs în partid. Da, așa. L-a votat pe domnul Bătălău, vicepreședinte la Curtea de Conturi, o funcție pe care dânsul și-o dorea foarte mult. Atât de mult încât cu 3 ani înainte, în 2017, propusese un amendament care permitea ca funcțiile de conducere de la această instituție extrem de importantă, nu, care verifică cum sunt cheltuiți banii publici, să nu mai fie ocupate doar de economiști și juriști, așa cum era legea, ci și de ingineri. Tot respectul pentru ingineri. De ce și de inginer? Pentru că dânsul domnul Bătălău are diplomă de inginer normal. Și mai caragios este felul în care și-a strecurat el modificarea în legea cu pricina, că el a făcut-o. Adică era vorba de o amendare a legii propusă de Catia Bramburica Andronescu și Liviu Genunche Pop, prin care cei doi propuneau ca moștenitorii foștilor șefi de la Curtea de Conturi să aibă pensie de urmaș. Pentru că de ce nu? Și dacă se discuta de pensia de urmași pentru urmașii șefilor de la Curtea de Conturi, domnul Bătălău a zis să... hai să acceptăm și ingineri. Bravo. Așa ca mine, la șefia curții, dacă mă înțelegi ce vreau să spun. Nu doar economiști și juriști. Și s-a făcut. Și au trecut ani, domnul Bătălău s-a mai făcut remarcat prin diverse poziții publice stridente. De partea cu ordonanța de urgență 13 am zis? Nu. N-am zis. A fost un mare susținător al ordonanței de urgență 13. Să amintim și că în 2019 dânsul a avut un mesaj special pentru românii din diaspora, spunând că majoritatea românilor plecați ar fi, de fapt, citez, fete dale. Și avem și înregistrare. Ei au 700.000 de oameni, avem, care au domiciliu, pașapoartele alea cu domiciliu, care-s legal. Restul, până la 3-5 milioane, câte se vehiculează tot felul, sunt fetele alea de le duc ăștia, eu știu, nu ilegal, dar... Da. Deci remarcat și coerența în exprimare a domnului vicepreședintele de la Curtea de Conturi. Practic, mesajul dânsului este 700.000 de români cinstiți, restul prostituate. Uh-huh. Că ăsta a fost, asta a spus. Un an înainte, i se cânta cu dedicație la petrecerile de partid la care era personaj central. Da. Înregistrarea e ceva mai lungă, nu o difuzăm pe toată. Și desigur să nu uităm prima mare întâlnire a domnului Bătălău cu legea. În 1988, domnul Nicolae Bătălău, tovarăș pe atunci, a fost condamnat la un an de închisoare cu executare la locul de muncă. Era subinginer la un CAP, de unde a furat 4 saci cu grâu pe care i-a vândut unui localnic pentru 1200 de lei. Și a fost grațiat ulterior de Nicolae Ceaușescu. Ceaușescu avea obiceiul ăsta, el elibera cu miile deținuți din închisori ca să facă economie, adică să sufere societatea, nu bugetul cheltuiala publică. Bun. Și vă rog să observați că nu furase grâul în interes propriu, că cineva ar putea spune, băi, era foamete, era nenorocire, era, hei, nu l-a luat pe business. Duc acasă să facă pâine și cozonac de Paște pascuns.
Era pe business. L-a corect vândut la un cetățean cu 1200 de lei. Mereu cu gândul la alții, domnul Bădălo. Mereu numai cu gândul la alții. Da, în 2009, suspectat de spălare de bani și fals în declarații. În 2013, trimis în judecată de DNA sub acuzație de trafic de influență. Baron local PSD, senator și ministru. 3 masterate și o facultate făcute miraculos în timp ce era parlamentar. Eu m-am străduit să fac facultatea aia și eu am muncit. Bă, dar m-am chinuit ca naiba. Cum Dumnezeului poți să faci 3 masterate și o facultate în timp ce ești parlamentar? Înțelegi? Ai o grămadă de răspunderi. Muncești. Bun, supranumit baronul Ficățel, după ce în 2013 ar fi luat o șpagă în pulpe și ficat de pui ca să organizeze o petrecere electorală la o cârciumă din Giurgiu. Pus de partid, uite, acum să verifice el ca inginer cum se cheltuiesc banii publici pe la diverse primării. Acuzat acum de procurorii anticorupție că a vrut să-și tragă o parte din banii publici, mai zice că au fost niște semne, nu? De-a lungul carierei dânsului, că poate nu e bine să-l lași în preajma banului public, dar partidul asta a făcut, l-a trimis mereu acolo. Nu e ușor să fie inginer. Nu. Da, domnul Bădălău zici că vine din ciocoii vechi și noi. Adică spuneți voi dacă acest personaj nu e descrierea perfectă a României impostorilor, care ajung în funcții publice prin proptele politice, că altceva nu pot, omul și-a început cariera cu un furt. A intrat în politică și a susținut legislație de favorizare a infractorilor. A schimbat legi ca să-și deschidă portițe pentru el însuși, acolo unde n-avea dreptul să fie. Și iată-l acum, aproape de vârsta pensionării, a ajuns din nou, față în față cu judecătorii, că o să decidă judecătorii dacă îl arestează sau nu, sub acuzații de dare de mită și trafic de influență. Deci pentru domnul Bădălău, viața, istoria, e ciclică. Cum începe, așa pare să și sfârșească. Problema e că astfel de personaje ne țin și pe noi captivi într-un cerc vicios al imposturii, corupției și traficului de influență la vârful țării. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.